Cele mai faine și ieftine jocuri le găsești pe eneba.com. Dacă folosești codul ExcelerTV, primești 3% reducere din partea mea. Link în descriere. Hai, salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou vlog pe canalul ExcelerTV. Ei bine, fraților, eu sunt Vasile și probabil mă știți din vlogurile trecute de pe canal. După cum vedeți, suntem în altă zonă. M-am mutat recent în Spania. I-am lăsat lui tătaie totul acolo la firmă, tot ce am cumpărat și tot ce avea pe acolo. El s-a întors din America, bineînțeles, și i-am lăsat lui totul să se ocupe acolo, să l ajute și văruțul, din câte am înțeles, și sper eu că o să se descurce. Am decis să mă mut în Spania pentru că am primit o ofertă foarte bună de la un prieten de-al meu. Avea aici toată ferma asta la un preț foarte bun și am zis să fac o investiție. Îmi place foarte mult pe aici, îmi place cum este vegetația, este totul diferit. Bineînțeles că nu avem casă, o să ne facem aici o casă, pe locul ăsta frumos aici. În schimb avem garaj, dar casă nu avem, o să ne facem pe viitor, așa că nu uitați acolo să lăsați un like. Și sper că o să vă placă seria mea de vloguri. Aici avem așa un pom din asta cu roz, foarte frumos. Îmi dă așa o stare foarte bună. Și încolo avem mai multe chestii, avem silozurile acolo. O să vă arăt și ce utilaje avem pe aici prin fermă, pentru că avem câteva. Bineînțeles că ferma a venit cu tot cu utilajele alea, mi le-a lăsat văruțul, a zis că le luase abia, bine, văruțul. Acest prieten, nu văruțul, m-am învățat cu văruțul de acolo, din zona lui tataie, și prietenul ăsta meu a cumpărat toate utilajele, o să le vedeți voi în episodul de azi, în acest vlog, o să vi le arăt imediat. Sper că filmează bine GoPro-ul ăsta, pentru că mi-am luat unul nou. Și mașina mea o știți cu toți, mi-am adus-o și pe ea cu mine aici, pentru că am venit cu ea pe roți. Deci, nu știu, dacă o luăm pe aici frumos, să nu o bușim aici în gard sau ceva. Bun, hai că am trecut. Și pe viitor o să facem aici foarte multe vloguri, o să vedeți ce facem pe aici, o să... Bineînțeles că o să upgradăm ferma, o să mai cumpărăm pe aici chestii, șoproane și alte chestii, dar sper că o să vă placă vouă. Și bun, hai să coborăm aici. Mașina mea o știți, poate pe viitor ne luăm altă mașină, nu știu, să vedem. Și avem o semănătoare de la Amazon, parcă, din câte am înțeles, este nou-nouță aproape. Mai avem acest cultivator, care e destul de mic, dar o să ne facem treaba la început cu el. Avem aici o hală din asta mare, foarte faină, o remorcă, e destul de măricică și asta, deci o să ne ajute pentru început pe aici prin fermă. Două tractoare, și-a cumpărat acest prieten al meu înainte să vândă ferma, două tractoare, și-a luat un case din asta mai mic, 145 maxim, care e destul de frumos, sunt noi, după cum v-am zis, au câteva ore de folosire, pentru că știți că tractoarele se măsoară în ore și nu în kilometri, așa că au câteva ore lucrate. Și acest JCB 4220, cred, și sunt foarte bune de început pentru noi pe aici prin fermă. Pe viitor o să vedem, o să muncim aici din greu și o să facem bani să ne luăm și alte tractoare, bineînțeles și de export, o să aducem și de import și de toate, o să vedeți că o să vă placă. Aici avem un graj, mă uit aici pe telefon să văd, pentru că mi-arată aici, avem porci, aici avem porci, deci, bine, noi nu avem, dar o să ne cumpărăm pe viitor. Îmi place foarte mult că avem un pământ din asta roșiatic. Și aici zona asta se numește Stanția La Paciu, așa se numește localitatea asta. Și e foarte șmecher, acolo avem o fântână, cred, ceva. Și o să ne urcăm acum în mașină și
Și am uitat să vă zic că avem și o combina. Se vede acolo în zare, este un John Deere. Și cred că cam atât avem de început de la prietenul ăsta meu. V-am zis, o să ne cumpărăm și casă. Ne punem acolo frumos, facem o căsuță. Avem și noi ne dormim, pentru că acum dorm undeva la cineva pe aici prin localitate. Are el un prieten, ăsta mi are încă un prieten a lui pe care mi l-a recomandat și a vorbit el cu el să mă țin aici câteva luni, eu știu cât o să dureze până îmi fac casa. Bun, și hai să vă arăt și combina și după care mergem puțin prin zonă să vedem ce e pe aici. Și avem acest John Deere. Cred că este același model cu cel al lui tataie, care o aveam și la tataie acasă, cred că aceeași combina este, dar o să ne descurcăm cu ea. Și văd că avem, din câte am înțeles, avem acest teren, acolo sunt vacile, cred, în partea aia. Avem terenul ăsta care văd că are greu și cred că terenul alătura, dacă nu mă înșel. Să ne uităm puțin pe GPS aici, pentru că avem o aplicație făcută de Văruțu. Vine de Văruțu, mereu zic Văruțu, dar îmi cer scuze. Este o aplicație făcută de prietenul ăsta meu. Îl cheamă Costel. Dacă vă întrebați cum îl cheamă, este român și este și el în Spania, dar el este, s-a mutat în altă localitate și și-a făcut ferma lui din nou. Pentru că vrea o zonă altfel și s-a mutat în altă parte și mi-a dat 1000 pe asta. Am plătit mai puțin, bineînțeles, pentru că a zis că sunt prietenul lui și asta, dar a fost un preț bun și avem terenul ăsta de aici și terenul ăsta care este gol, după cum vedeți, n-are nimic pe el. Și vezi și voi ce priveliște avem, avem palmieri, frumos în partea aia munți și în partea aia avem peste tot așa munți și foarte frumos, îmi place mult. Sper că o să vă placă și vouă vlogurile. Așa că hai să vedem puțin, să ne plimbăm pe aici puțin așa, să vedem ce e prin zonă, pentru că nici eu nu m-am plimbat pe aici. Știu doar unde este magazinul, unde putem să ne comandăm utilaje și chestii, dar în rest nu prea știu multe pe aici. Și asta va fi așa un vlog de început. Sper că vă bucurați că am revenit aici. A venit Vasile din nou pe zonă. Și aici avem niște silozuri, după cum vedeți. Foarte mari de asemenea. Văd că pe aici o luăm doar așa la rotund. Aici ia descarci. Era în pasta. Hai să o luăm pe aici, pe unde e ieșirea. Frumos așa. Cred că pe aici se iese. Bun, și stânga aici este ieșirea, dar vreau să mă uit aici. Văd că avem și un avion înăuntru acolo, cred că este de stropit ceva, nu știu. Aici avem locuri pentru îngrășământ și chestii, silozuri din astea. Dăm puțin așa înapoi și hai să mergem să vedem. Bine băieți, haideți că am revenit aici pentru că am avut niște probleme tehnice și bun, aici este ieșirea. O să vă arăt din mașină, așa că o să o coborăm puțin. Cam așa arată. Acolo se vede copacul ăla. Acolo trebuia să fie, o să punem casă. De fapt este teren, din câte am înțeles, trebuia să fie casă acolo, dar acest prieten al meu a avut o casă din aia care, pe care poți să o plimbi, știți, din aia de lemn, cum sunt pe la americani sau chestii, și a luat-o cu un mare trailer. Și a cărat-o de aici, nu mai este. Și de aia trebuie să ne facem noi o casă. Așa a hotărât el, că a zis că dacă se mai mută să-și ia casa cu el.
E o idee foarte bună, zic eu. Și hai să mergem la stânga. Din câte am înțeles, momentan nu este trafic pe aici, pentru că e închis drumul. Și probabil nu o să vedem mașini prea curând, dar să merg mai încet, că cam așa arată pe aici, palmieri peste tot, culoarea asta roșiatică, așa portocaliu mai bine zis, cu foarte mult stâlpi ăștia de electricitate. Îmi place zona. Am zis că e o schimbare și pentru mine și pentru canalul lui Exceller, pentru că vedeți voi altceva mai diferit. Și fiindcă a venit tataia acasă, am zis să plec din România și să vin aici în Spania să facem niște treabă cu căpșun, cu alearea, dacă înțelegeți ce zic. Da, nu facem cu căpșun sau chestii, o să ne ocupăm tot așa ca până acum cu ferma, dar probabil o să facem mai multe chestii diferite. Bun, și aici am înțeles că e shop-ul. Cam așa arată aici magazinul. Se cheamă Carumbe SRL. Văd că au băieții aici niște mașini parcate. Iarbă pe aici. Și cam așa arată. Văd că n-au adus încă vehicule pe aici. Nu știu dacă o să fie înăuntru vehicule. Dar aici... E, putem să intrăm aici la birou și să vorbim cu băieții, dar momentan am nevoie. Încolo e așa frumos. Și cam ăsta a fost episodul. O să ne mai uităm pe hartă în episoadele următoare, în vlogurile următoare, așa că nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul lui Exceller. M-aș bucura foarte mult să vă susținere la acest vlog, primul vlog din Spania. Și... da, până data viitoare, ce să vă zic, să aveți o zi faină în continuare, spor la muncă și v-am salutat. Pa, pa!